Hello, salutare! Sunt Iuli de la English Engleză. În această lecție video vorbim din nou despre un cuvânt scurt, dar foarte utilizat în engleză. După ce în alte lecții am discutat despre cuvinte precum to sau as, lecții pe care vă invit să le urmăriți la linkurile din descrierea de sub acest videoclip, în această lecție ne ocupăm de particula of. Atenție, să nu o confundăm cu prepoziția of, scrisă cu un singur F, prin care introducem, de obicei, o însușire a unui substantiv. De exemplu, a bottle of beer, o sticlă de bere, sau the president of the US, președintele Statelor Unite. Of are foarte multe utilizări, mai ales în phrasal verbs, verbe frazale, acele expresii verbale formate dintr-un verb și o prepoziție sau câteodată două prepoziții. Deci, dacă urmăriți această prezentare până la capăt, veți afla multe informații și despre verbele frazale. Informații foarte utile din moment ce aceste verbe frazale sunt foarte des utilizate, mai ales în limbajul colocvial, de zi cu zi. De asemenea, vă invit să urmăriți și lecția noastră dedicată verbelor frazale la linkul din descrierea de sub acest videoclip. În această lecție vom explica mai întâi sensurile generale ale lui of, vom prezenta apoi câteva exemple în care apare individual, exersând pronunția și traducând și explicând sensurile cuvintelor și ale enunțurilor, iar apoi, prin aceeași metodă, vom prezenta numeroase exemple de verbe frazale în care apare particula of. Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video, dacă nu ați făcut-o deja. Referitor la sensul de bază al particulei of, aceasta indică ceva ce este separat, detașat de altceva, deci indică ideea de detașare sau de separare, iar aceasta poate fi realizată ori printr-o mișcare de îndepărtare, ori printr-o mișcare de prevenire, de neincludere, de a împiedica ceva să se întâmple. Să explicăm cu exemple pentru o mai bună înțelegere a acestor explicații teoretice. Când spunem că ceva este separat printr-o mișcare de îndepărtare, ne referim, de exemplu, la un verb precum cut off, unde cut înseamnă a tăia, iar off indică și faptul că partea tăiată este îndepărtată. De exemplu, putem spune, am tăiat hârtia cu foarfecele. I cut the paper with the scissors. Eu am tăiat hârtia cu foarfecele, the scissors. Prin aceasta indicăm doar acțiunea de tăiere, însă dacă după tăiere bucata de hârtie s-a desprins de cealaltă, putem indica acest lucru spunând I cut off the paper. Sensul fiind eu am tăiat hârtia și ea a fost îndepărtată, ea s-a desprins de cealaltă. Astfel este exprimată atât ideea de tăiere cât și de separare a părții respective. La fel putem folosi și alte verbe similare precum rip off sau tear off, care înseamnă ambele aproximativ același lucru și anume a rupe. Avem aici formele lor de past, de trecut. Și putem spune I ripped off the paper. Eu am rupt hârtia. Se înțelege în două bucăți care s-au desprins una de cealaltă. Sau I tore off the paper. Eu, de asemenea, am smuls sau am rupt hârtia. Și ea s-a desprins în două părți. Deci, în astfel de exemple, particula of indică ideea de separare, de detașare prin îndepărtare. Când ne referim la sensul de a separa ceva prin împiedicare, prin a împiedica ceva să se întâmple, a preveni ceva, putem avea un exemplu precum cel al verbului keep off, unde keep înseamnă a ține sau a păstra. Iar dacă adăugăm și off, rezultă sensul de a ține departe, a ține la distanță, precum în keep off the sun, a ține la distanță soarele, în sensul de a ne proteja de soare. De exemplu, ea poartă o pălărie pentru a se proteja de soare, pentru a ține soarele la distanță. She's wearing a hat to keep off the sun. Ea poartă o pălărie ca să țină soarele la distanță, ca să se protejeze de soare. Aici să reamintim și o altă regulă a verbelor frazale și anume faptul că putem spune atât to keep off the sun cât și to keep the sun off. Deci în cazul verbelor frazale tranzitive, particula off poate să stea imediat după verb sau poate să fie separat de verb prin celelalte elemente componente ale expresiei.
To keep the sun off sau to keep off the sun. A ține soarele la distanță, a se proteja de soare. Această regulă o vom mai întâlni și în celelalte exemple, după cum vom vedea mai departe. Revenim la keep off. Același verb frazal poate fi utilizat și când exprimăm ideea că sunt ținute la distanță persoane, nu doar lucruri. De exemplu, în anumite semne, în anumite pancarte pe care le vedem pe unele gazoane sau pe unele proprietăți private, scrie keep off the grass, cu sensul țineți-vă departe de iarbă, în sensul stați deoparte de iarbă, în sensul nu călcați iarba. Keep off the grass. Sau, un verb cu un sens apropiat este verbul hold off, care înseamnă tot a ține la distanță. Și îl putem folosi într-un exemplu în care spunem că poliția a ținut oamenii la distanță. De exemplu, de locul unui accident. The police held the people off. Aici avem verbul hold la trecut, cu forma held, fiind un verb neregulat. Deci, the police, poliția, held the people off. A ținut oamenii la distanță. De asemenea, dacă poliția ia decizia de a închide locul accidentului printr-un guard, care în engleză este fence, și de aici avem verbul to fence, a îngrădi, putem spune the police fenced the place off. Poliția a îngrădit locul, în sensul a îngrădit locul pentru a ține oamenii la distanță. The police fenced the place off. Deci, în astfel de exemple, off indică ideea de separare printr-o acțiune de prevenire, de a împiedica ceva sau pe cineva. După aceste explicații ale sensurilor generale ale lui off, să vedem în continuare câteva situații în care acest cuvânt se utilizează individual, sau mai precis, în combinații cu verbul to be, a fi. Iar apoi vom vedea și alte exemple de verbe frazale în care apare off. În primul exemplu, off poate fi folosit când ne referim la un obiect care este la o distanță nu foarte mare de un alt obiect. De exemplu, dacă ne referim la o insulă care este nu departe de coasta Spaniei, deci undeva în largul Spaniei, putem spune it's an island off the coast of Spain. Este o insulă în largul sau nu departe de coasta Spaniei, în largul coastei Spaniei. It's an island off the coast of Spain. Iată, în acest exemplu îl avem atât pe off, cât și pe of, cu un singur F, despre care vorbeam în prima parte a lecției, și care indică însușirea unui substantiv, the coast of Spain, coasta Spaniei. Revenind la off, prin acest off, it's an island off the coast of Spain, se înțelege ideea de separare și de distanță față de coasta Spaniei. Tot cu ajutorul lui off putem exprima și depărtarea, dar în timp, când spunem că un eveniment este depărtat în timp, că mai este timp până atunci. De exemplu, putem spune, examenele sunt la doar o săptămână distanță. The exams are only a week off. Examenele sunt doar o săptămână sau la o săptămână distanță. The exams are only a week off. De asemenea, dacă dorim să spunem, Crăciunul este foarte departe. Christmas is far off. Crăciunul este far înseamnă departe, iar off indică și mai mult ideea de îndepărtare. Deci Christmas is far off. Crăciunul este foarte departe. Apoi, la punctul 3, putem folosi off și atunci când spunem că cineva pleacă sau a plecat dintr-un loc. De exemplu, eu am plecat acum. La revedere! I'm off now. Bye! Eu sunt off. Eu sunt în afară. Eu m-am îndepărtat acum. La revedere! Pa! I'm off now. Bye! Sau, ea este plecată în Italia. She's off to Italy. Deci ea s-a îndepărtat de locul unde suntem noi și este în Italia. She's off to Italy. Sau, un exemplu în care folosim verbul go la trecut, cu forma sa went. Off we went. Noi am plecat. În sensul noi ne-am îndepărtat de locul respectiv. Off we went. Noi am plecat. Cu ajutorul particulei off putem vorbi și despre un lucru care s-a ieftinit. Deci, un procent din preț a fost înlăturat, a fost îndepărtat. De exemplu, 40% off, 40% redus. De exemplu, spunem despre o geacă sau o jachetă care este cu 40% mai ieftină în această săptămână. The jacket is 40% off this week. Jacheta este 40%
redusă sau mai puțin în această săptămână. The jacket is 40% off this week. Apoi, când ne referim la un eveniment ce fusese programat și el nu mai are loc, el probabil a fost anulat sau amânat, putem spune evenimentul este off. Deci a ieșit în afara programului. De exemplu, nunta s-a amânat, nunta nu mai are loc. The wedding is off. Nunta nu mai are loc, nu mai este. They cancelled it. Ei au anulat-o. Sau the meeting is off. Întâlnirea este în afară, nu mai are loc. They cancelled it. Ei au anulat-o. Deci wedding este nuntă, meeting este întâlnire. Deci the meeting is off, they cancelled it. Cu un sens similar, putem să ne referim la o zi liberă de la serviciu. De exemplu, astăzi e ziua mea liberă, astăzi e ziua mea în afară, în afara programului. It's my day off today. Este a mea zi în afară sau liberă astăzi. It's my day off today. Sau tot cu un sens similar poate fi folosit off și când ne referim la o persoană care acționează în afara programului ei sau în afara serviciului ei. De exemplu, an off-duty police officer. Off-duty însemnând în afara datoriei, în afara serviciului. An off-duty police officer, un ofițer de poliție în timpul lui liber, în afara programului sau în afara datoriei. De asemenea, putem folosi off când ne referim la un aparat sau la o mașinărie care este oprită, deci nu funcționează. De exemplu, computerele sunt toate stinse. The computers are all off. Computerele sunt toate off, în afară, în afara funcționării. Aici, antonimul lui off ar fi on. The computers are all on, însemnând computerele sunt toate pornite. Și de aici avem și verbele frazale turn on, respectiv turn off, a porni sau a opri, respectiv switch on sau switch off. De asemenea, a porni sau a opri. Apoi, în exemplul de la punctul 7, avem sensul lui off atunci când ne referim la cineva care nu mai dorește, nu-i mai place sau nu mai consumă ceva. De exemplu, dacă ne referim la o persoană care luase droguri și acum nu mai ia droguri, putem spune he's been off drugs. El este în afara drogurilor, deci el nu mai ia droguri. For a month now. De o lună acum. Deci, he's been off drugs for a month now. El nu mai ia droguri de o lună acum. Sau, dacă cineva a fost bolnav și a avut nevoie de morfină, dar acum nu mai are nevoie de morfină, deci nu mai ia morfină, putem spune he's been off morphine. El nu mai ia morfină. Sau, dacă cineva nu mai mănâncă mâncarea sa obișnuită de o lună, putem spune he's been off his food for a month. El nu mai mănâncă sau nu mai ia mâncarea sa de o lună. De exemplu, dacă și-a schimbat dieta. He's been off his food for a month now. Și în final, încă un sens ar fi acela că off se poate referi și la un aliment care s-a stricat. De exemplu, acest lapte este stricat, nu mai e bun. This milk is off. Blacks sau yuck. Acest lapte este stricat. Nu mai e bun. Este în afara termenului de consum. În afara termenului de valabilitate. This milk is off. De asemenea, cu același sens, putem să ne referim la o mâncare sau la un aliment care nu mai este. Dacă cineva merge la un restaurant și comandă o plăcintă cu măr, apple pie, și plăcinta respectivă nu mai există în meniu, chelnerul poate spune, ne pare rău, plăcinta cu mere nu mai este în meniu. Sorry, the apple pie is off today, sir. Scuze, plăcinta cu mere este off, în afara meniului, astăzi, domnule. Deci nu mai avem plăcintă cu mere. Sorry, the apple pie is off today, sir.